Salutare, prieteni! Astăzi, la România, via Cluj, vom discuta despre un sport și nu este vorba despre orice fel de sport, ci despre un sport cu o tradiție foarte impresionantă la noi în țară și la noi în oraș, un sport al gentlemanilor. Este vorba de rugby sau de rugby, dacă vă place pronunția englezească. Iar alături de noi se află președintele secției de rugby a Universității Cluj, domnul Nichitan, Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Vorbim, iată, de acest sport care anul acesta împlinește la Cluj șapte. o cifră rotundă, 70 de ani. 100 de ani de existența clubului Universitatea Cluj, de când a fost înființat prin înaltă decretă regal semnat de regele Ferdinand Așa și este. secția de rugby, tot din Așa perioada interbelică. Vorbim de o tradiție bine consolidată și de o echipă iubită. Haideți să vedem cum stăm acum la Universitatea Cluj și ce planuri are această echipă pentru sezonul viitor. În momentul de față, cu transferurile făcute peste vară, câți jucători legitimați aveți? Jucători legitimați avem în jur de 35. Cu Un lot numeros. Numeros. Lotul este foarte tânăr. Cred că cel mai tânăr din, din, din țară, din Superliga. Anul acesta am adus șase jucători. De unde i-ați adus? De la Centrul de Excelență de la, de la Baia Mare. tineri jucători, eu tineri cu jucători care toți, au, da, care toți au jucat în echipa de sub U20 la echipa națională a României. Ei rămân în vizorul selecționarilor. Cu siguranță, probabil că o să fie selecționați la, la U23. Dacă federația are acest proiect, am înțeles că o să joace câteva meciuri și anul acesta în toamnă și în primăvara anului viitor. În afară de cei șase care au venit iată prin transfer de la Baia Mare, știu că există și alți jucători care se află în atenția selecționarilor care se ocupă de diferite, să spunem așa, etape de vârstă, intervale de vârstă din loturile naționale, pentru că în urmă cu câteva săptămâni, de exemplu, erau, cred că, patru jucători care de asemenea fuseseră convocați la lotul național. Care ar fi grupul total de jucători ai Universității Cluj care pot să performeze la diferitele loturi naționale? Grupul total este undeva la 12-10 jucători, dar cred că din ei cei mai mulți, să zicem cei mai mulți, undeva 6-7 jucători o să prindă chiar să fie în teren. Ar fi la, la 23. Categorii. Și uh, sunt câțiva cu potențial foarte foarte bun de a prinde chiar și. naționala de Seniori. Națională de Seniori. Dacă discutăm de planurile pe care și le-a făcut uh, echipa Universității Cluj uh, pentru acest an, unde credeți că se va situa în uh, prima jumătate a clasamentului? Uh, sunt șanse să performeze în Cupa României, în Cupa Regelui? Uh, noi o să jucăm meci de meci la, la fel. Uh, nu avem un lot foarte uh, profesionist, să zic Cu așa, care să o la titlu. Cu care să ajungem... Nu profesionist, cred că a experimentat aici e, cuvântul cheie. Sunt jucători buni, care au potențial, dar care încă poate nu au acumulat S suficientă experiență. Așa este. Noi acum avem o, o mică parte de, de jucători uh, cu mare experiență, mă refer la, la câțiva care au peste 30 de ani, dar toți ceilalți sunt sub, sub 21 de ani. Avem generația din 98, generația 99, generația de 2000. <coughs> și încercăm să, să, să fim, ca și campionatul trecut, să, să fim în primele din, din cele patru de după marele putere ale României. Care au cu totul și cu totul alte bugete. Bugetele lor sunt de 10 ori mai mari decât bugetul nostru. Noi încercăm să existe ruibe la Cluj. Asta ne-am propus prin acest proiect de 5 ani, din 2017 în 2023. Ați mers 22. cu acest proiect și în rândul elevilor de liceu, chiar la gimnaziu, cam câți copii s-au apucat de da. ruibii ca urmare a acestei acțiuni demarate acum 2 deci, ani. Deci în total, în total la, avem undeva la 100 de, de copii care au început, chiar s-a înființat un nou club și îl felicit pe, pe această cale pe cei din, îi felicit pe cei din nou club. Cum se numește? Ruibi Ruibi Cluj deci, Rubi Cluj, avem echipa de Ruibi la da, viitorul. Care se ocupă domnul Coruciu, cu domnul Sabău. Deci, iată că încet, încet uh, da. se revicurează și această disciplină sportivă. Veți continua cu acest proiect? Sigur, uh, ei mi-au cerut părerea. Uh, toată lumea vrea să ajungă să fie sub universitate. Dacă vorbim de universitate, nu putem crea secții de copii la universitate, pentru că vorbim despre studenți și seniori. Dar au înțeles, au făcut un nou, nou proiect, au făcut un nou club și care vor să meargă în continuare. Mi se pare un proiect cu ambiții și sunt chiar suntem bucuroși de această chestie. Iar ceilalți funcționează sub cu domnul Mircea Nistor la, la Viitorul, care și, și acolo am găsit uh, uh, o o bună publicitate și un bun uh, mediu pentru a face, a practica ruibiu. Cum arată păisajul ruibiului Clujan acum? Avem o echipă de, uh, să spunem așa, de prima mână, o echipă care evoluează în Superliga. Este vorba de Universitatea Cluj. Apoi avem CSM Mănășturi, unde sunt și foarte mulți studenții străini uh, care da. evoluează. Avem da. cele două echipe de copii rugby Cluj și echipa de rugby de la CSS Viitorul. În rest, în județ, unde mai avem? Uh, în județ nu, mai sunt la Jucu prin fiul copii. copii, au o secție de copii, cu 8, 10 și 12, prin fiul fostului antrenor a Universității, domnul Paloșanu, Dănuț Paloșanu se ocupă de, este profesor de educație fizică acolo și... I-a mobilizat pe copii. Da. Și în afară de Jucu mai există... Nu, câți copii învață rugby la liceul cu program sportiv? Există cumva o estimare? La liceu, din câte știu, nu nu avem, nu avem uh, să elevi. Da, de, deci practic nu există clasă de rugby, dar nu cei care uh, practică acest uh, sport uh, în mod individual ar putea să să reprezinte baza unei echipe, pentru că știu că și acolo sunt uh, câțiva copii care sunt pasionați de, de rugby. Da, deci ce se ar putea, dacă ar reuși să adune fonduri, ar putea să adune toți copiii care nu pot să performeze la prima echipă a Universității Cluj. Că, din păcate, sportul la acesta, la, mai ales la Superliga, necesită un anumit, o anumită rezistență fizică și o capacitate de efort mult mai mare decât semiprofesioniști sau amatori. Da categoric e o perspectivă foarte foarte interesantă și sper din tot sufletul eu personal pentru că mi îmi place lui Biul să fie mai mulți copii care să practice acest sport cu pasiune pentru da. că eu cred Ormai. că cred că părinții o să înțeleagă că copiii nu trebuie să stea în, în fața calculatorilor 10 ore sau 5 ore sau sau în spatele blocului sau în fața blocului. Sportul îi ajută să se dezvolte și după o mică performanță, înțeleg și copiii că e mai bine să fii în grup, să alergi, să faci anumite exerciții. La orice sport, chiar și la karate, la ruibii, la fotbal, la basket. Sport aduce o disciplină și niște Bineînțeles, valori, bineînțeles, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Vă invit să reveniți pentru că am aflat lucruri foarte interesante. Prieteni, vă mulțumesc. Ne vedem pe net.